Bună dimineața! O zi plăcută! Aseară a fost momentul de lună nouă în semnul Taurului. Perioada destul de importantă pentru nativii semnelor Taur și Leu. Pentru toți, totul de speranțe, gânduri, planuri, le vom pune curând în aplicare toate șansele de succes. Iată ce am să aflăm pentru cele 12 zodii. Berbec. Discuții utile, informații interesante. Poate că vă ajustați cumva tactica în urma celor aflate. Veți ține strâns legătura cu frați și cu veri în perioada următoare, aranjați să vă vizitați la sfârșit de săptămână sau vă dați întâlnire într-o stațiune, la un obiectiv turistic. Taur, se mai liniștesc emoțiile după veștile de ieri. Veți aborda lucrurile practic, ordonat, eficient. Este posibil să primiți acum un cadou pentru ziua voastră de naștere. Poate că la momentul respectiv persoana nu a reușit sau nu va putea fi alături de voi. Gemeni, luați o decizie importantă, vă pregătiți sufletește pentru eforturi, sacrificii, pentru atingerea unui obiectiv important pentru voi. Este posibil să vi se facă o plată, să încasați o restanță, cine știe, vă ia prin surprindere gestul cuiva față de voi. Gândiți poate să vă înnoiți garderoba, vă pregătiți pentru evenimente la care urmează să luați parte. Rac, vă prinde bine compania prietenilor, o discuție cu cineva apropiat. Este posibil să aflați acum niște lucruri utile pe care le uitaserăți, dar pe care le veți folosi în problema cu care vă confruntați acum. Pe de altă parte, melancolie, dor de vremurile bune. Priviți cu drag poze, vă aduceți aminte de oameni, gesturi, fapte, întâmplări. Leu, ieșiți cu bine dintr-o situație delicată, să liniștesc apele la serviciu, sunt apreciate ideile și eforturile voastre. Revedere de bun augur. Poate că în acest context faceți cunoștință cu cineva cu care veți ajunge în timp să aveți o relație de prietenie, de colaborare. Fecioară, moment important. Aveți șansa să vă puneți în valoare cunoștințe dobândite recent, realizați o performanță individuală sau găsiți cheia spre succes. Poate că vi se încredințează o sarcină onorantă și vi se dă mână liberă să vă alegeți colaboratorii, subordonații. Balanță. În această perioadă încărcată, graba strică treaba. Poate că nu aveți informații suficiente sau de calitate și probabil că nu aveți nimic de pierdut dacă așteptați voi clarificări, confirmări. Este însă o zi plăcută în compania prietenilor. Aveți destule de povestit, experiențe recente de împărtășit. Scorpion, negocieri cu succes. Obțineți o facilitate, o reducere de preț, o cantitate mai mare. Important însă ar fi să vă asigurați că lucrul sau serviciul respectiv vă sunt de folos sau sunt exact ceea ce vă doriți. Poate că vi se face o plată care marchează demararea unui contract, începutul unei colaborări. Săgetător, au dispărut, se pare, tensiunile din relația de cuplu și urmează să refaceți atmosfera, încrederea. Continuă o perioadă destul de solicitantă pentru voi, dar este posibil să primiți o mână de ajutor la momentul potrivit și să finalizați în timp util o activitate, predați proiectul, produsul, lucrarea. Capricorn, poate că vă mirați de insistența unui curtezan, dar începeți să simțiți că poate fi ceva serios între voi. În alt caz, dacă relația este avansată, poate că apare în aceste zile și cererea în căsătorie. Este nevoie de voi, sunteți solicitați pentru urgență sau chestiuni mai dificile. Vărsător, activități pe cont propriu. Sau poate că vreți să lucrați în ritmul vostru, în felul vostru. Sau cine știe, poate că începe sezonul pentru pasiunea voastră, căreia îi veți dedica destul de mult timp de acum înainte, sau îi inițiați pe cei mici, le deschideți apetitul, interesul. Pești, veți avea nevoie să vă acomodați cu niște noutăți, să vă întrebați inima înainte de a da un răspuns. Se poate să reluați căutările pentru găsirea unei locuințe sau primiți un telefon și stabiliți o întâlnire cu proprietarul sau cu agentul la fața locului. Să avem o zi bună! Mulțumim, domnule Remus!